Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Viața și sănătatea sunt daruri pe care le-am primit de la Dumnezeu. Și se întâmplă uneori în viața noastră că atunci când trecem printr-o încercare, atunci să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Atunci să-L descoperim pe Dumnezeu și din experiența celor pe care îi întâlnim în drumul vieții noastre, ne dăm seama că omul în suferință este cel mai aproape de Dumnezeu. De ce? Pentru că Hristos, având experiența crucii, știe ce este suferința și ne poate veni în ajutor dacă îi cerem ajutorul. De aceea, dragi telespectatori, vă invităm să vorbim astăzi despre o misiune frumoasă, dar și plină de provocări. O misiune pe care preoții de spital o săvârșesc cu multă dragoste față de pacienți, față de oameni în suferință, venind și fiind aproape de ei atunci când aceștia au cu adevărat nevoie și rămânând, sigur, la patul bolnavului cu rugăciune, oferind cel mai de preț dar, trupul și sângele Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar și cuvântul cu putere multă care să lucreze și să-l facă pe om să conștientizeze că viața și sănătatea, cum spuneam, sunt cu adevărat daruri de la Dumnezeu și că puterea aceasta de a veni la Sfânta Liturghie, de a ne ruga, de a comunica unii cu alții, de a fi împreună, sunt de asemenea daruri pe care le primim de la Dumnezeu. Câte daruri, dragile spectatori, nu primim noi de la Dumnezeu? Tot ceea ce suntem, tot ceea ce putem, tot ceea ce avem, toate abilitățile noastre, sunt daruri peste daruri pe care Dumnezeu ni le dă pentru că ne iubește. De aceea, dragi telespectatori, vă invităm să vorbim astăzi despre pastorația persoanelor bolnave. Și avem un invitat special, un om special, un părinte special, care este mereu aproape de cei în suferință și care slujește la capela Institutului Funden din București. Este vorba despre părintele Horia Prioteasa. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Părinte, cu iertare, vă rog să-mi îngăduiți să încep ediția de astăzi, spunând telespectatorilor noștri și mărturisind faptul că știm cu câtă dragoste sunteți aproape de cei în suferință, știm cu cât drag slujiți în capela Institutului Clinic Funden din București și știm că acolo întâlniți în fiecare zi oameni care îl caută pe Dumnezeu, oameni care conștientizează, unii poate după o viață trăită departe de biserică, conștientizează că de fapt toate sunt în mâna lui Dumnezeu și că fără Dumnezeu vine și suferința. Din păcate, uneori conștientizăm prea târziu faptul că fără Dumnezeu vine suferință, că fără Dumnezeu nu putem fi fericiți. Omul cu adevărat fericit este cel care împlinește cuvântul Evangheliei, cel care se bucură cu ceea ce se bucură, cel care se bucură din bucuria celui pe care îl întâlnește, cel care se hrănește din cuvântul lui Dumnezeu, cel care trăiește în comunitate și comuniune de iubire, cel care participă la Sfintele Slujbe și cel care întotdeauna privește spre cer, nu atât de mult spre pământ. E un cuvânt așa de frumos care spune că e prea frumos cerul ca Dumnezeu să nu ne cheme în cer. Și în altă parte, recent am auzit din gura unui copil de clasa 7, a întrebat, fiind ce sunt Sfintele Moaște, acesta a spus așa, Sfintele Moaște sunt mărturia oamenilor care au fost îngropați având cerul în ei. De aceea, Părinte, cunoscută fiind această slujire a Sfinției voastre la capela Institutului Clinic Funden, aș vrea să începem ediția direct astăzi și să vă întreb care sunt provocările slujirii Sfinției voastre și a oricărui preot din spital. Pentru a răspunde la această întrebare, mărturisesc că la începutul activității nu înțelesesem exact specificul și rolul, pentru că acestea le-am descoperit pe parcurs. În copilărie am avut multe internări la spital și eu uram spitalul cu tot sufletul. Bineînțeles că mulți sunt cei care nu-și doresc spitalul, însă nu mi-am imaginat vreodată că spitalul va deveni casa mea și că mă voi identifica cu spitalul și iată, cu cel mai mare din România, Institutul Clinic Funden din București. În pilda Samarineanului Milostiv, vedem pe Mântuitorul în chipul Samarineanului și cel căzut între tâlhari
care preînchipuiește tot pe Hristos. De aceea, atunci când un preot intră într-un salon, preotul vede îmbolnav pe Hristos, iar cel bolnav, pacientul, vede în preot pe Hristos, Domnul și Dumnezeu nostru. Această vedere duhovnicească, cu totul specială, este cea mai mare provocare a activității asigurării asistenței religioase în cadrul unui așezământ spitalicesc. Să-L vezi de fiecare dată pe Hristos în fiecare bolnav și să te apropii de El, de cel aflat în suferință, ca și cum ar fi Hristos pe pat, bolnav acolo. Pentru că această chemare este împlinirea cuvântului: bolnav am fost și m-aș cercetat, ați venit la mine. Este segmentul de apostolat social al bisericii, în care ne regăsim noi, preoții de spital, având această particularitate de slujire. Noi nu avem specificul parohiilor și activitatea dintr-o parohie. Avem un singur lucru de împlinit: asigurarea asistenței religioase pacienților internați, aparținătorilor, corpului medical și auxiliar al spitalului. Misiunea este foarte frumoasă, pentru că avem colegi cu vechime în acest spațiu de misiune încredințat, fiindcă și-au regăsit vocația, și-au retrăit și încă își trăiesc aplecarea spre cele duhovnicești și sfinte și voiesc a continua această misiune. Și menționăm că provocările au fost la început de alt tip, și anume cel de percepere a celor cu care ne întâlnim în fiecare zi, corpul medical și auxiliar al spitalului. Din cauza perioadei comuniste, prima parte a anilor 90 a fost una de reticență. Întâlnirea preotului pe holurile și saloanele spitalului a fost o noutate și a creat un pic de disconfort pentru corpul medical. Cu timpul au înțeles importanța și rolul preotului în asigurarea asistenței religioase la patul bolnavului, iar apoi s-au folosit și dânșii de cunoștințele, harul și lucrarea preotului prin apropiere de biserică, devenind fii bisericii sau capelei din interiorul spitalului. Reticiența s-a diminuat de la an la an, iar acum avem parte de rodire și de faptele frumoase, pentru că mulți medici s-au apropiat de biserică, au înțeles menirea preotului de caritate și au venit în întâmpinarea noastră. Și în prezent avem cursuri predate de un cunoscut profesor de medicină din București, din țara noastră, la Facultatea Teologiei Ortodoxă. Avem simpozioane de teologie unde participă medici, profesori, doctori, profesori universitari care sunt preocupați de teme teologice, oameni de știință, ingineri, fizicieni care vin și ei către această cunoaștere, tocmai pentru a fi în unitate și a îl descoperi pe Dumnezeu din toate unghiurile și de a fi într-o armonie și de a ne bucura. Pentru că, într-un fel, vezi cu ochii unui medic, altfel vezi în ochii unui preot sau unui arhitect sau unui inginer, fizician și așa mai departe. Ne-am bucurat așadar de sporirea credinței în rândul corpului medical și înțelegerea lucrării preoțești în spital. Părinte, suntem întotdeauna impresionați de această conlucrare și, de asemenea, nu putem să nu menționăm astăzi și faptul că vedem în capelele de spital
Ceea ce vedem și la sărbătorile mari, de exemplu la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din București, vedem foarte mulți medici care, și cadre medicale care merg, se închină Sfinților Ocrotitori, se închină, iată, în aceste capele, înainte de o intervenție chirurgicală, înainte de a pune poate și un diagnostic, înțelegând că Dumnezeu împrumută mâinile și priceperea lor pentru a veni în ajutorul celor aflați în suferință. Vorbeați de faptul că în timp această reticență s-a transformat într-o colaborare în interesul pacienților, în interesul celor care, iată, ajung din păcate într-un spital și care, intrând aici, intră cu nădejdea și cu speranța vie că vor ieși sănătoși, că se vor întoarce acasă la familiile lor, dar că se vor întoarce schimbați din punct de vedere duhovnicesc, fiind mai aproape de Dumnezeu, fiind mai aproape de Sfintele Taine. Și aș vrea să vă întreb, Părinte, dacă am putea așa de dimineața până seara să ne spuneți în câteva cuvinte cum se desfășoară această activitate a unui preot. Ce slujește, iată, într-un spital? Există un program liturgic, el este afișat și respectat. Biserica, capela interioară, după situația fiecărui spital în parte, este deschisă. Preotul primește solicitări legate de asigurarea acestei asistențe religioase și merge la patul bolnavului. Odată cu această deplasare se descoperă și alte nevoi ale altor pacienți. Urmează anumite momente de catehizare, nu numai de administrarea propriu-zisă a Sfintelor Taine, ci momente de discuții duhovnicești, scurte uneori, dar destul de concise, cu personal medical. Să nu uităm că acolo se desfășoară un act medical în continuu, mai ales când vorbim de terapiile intensive. Și bucuria preotului de calitate este atunci când corpul medical cere binecuvântare. Sunt cazuri foarte frumoase când cei care se trudesc, pentru că sunt pe un câmp de luptă, practic, cu boala, zic: binecuvântați, Părinte, să avem răbdare cu pacienții, cu aparținătorii, cu noi înșine, cu neputințele noastre, cu slăbiciunile noastre, să nu fim stresați. Și atunci crucea preotului săvârșită acolo și rugăciunea, de multe ori se întâmplă și săvârșirea Sfintei Tainei Sfântului Mazul sau a Sfeștaniei, tocmai pentru a aduce armonie, a aduce pace. De multe ori suntem chemați și medicii spun: veniți, pentru că este nevoie de rugăciune, am simțit lucrarea lui Dumnezeu, suntem și noi stresați, suntem într-o situație aparte, întrucât, iată, administrarea medicală nu este la îndemâna oricui. Este o adevărată luptă și respectarea tuturor procedeelor reprezintă reușita din punct de vedere a actului medical. Și aceste procedee obosesc personalul medical și au nevoie de har. Unii, să știți că citesc Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Mântuitorului, atunci când au pauzele necesare pentru a reveni în câmpul de luptă. Mă refer la terapie intensive, unde, într-adevăr, este cel mai greu, cel mai solicitant. Deci, preotul, în momentul când intră în spital, nu știe ce îl așteaptă, în sensul că nu știe cu cine se întâlnește, dar se va întâlni cu cineva, nu știe cărui om îi va propovădui, dar va propovădui, și aflat în mijlocul suferinței, el este vestitorul speranței. El vine cu speranța aceasta de tămăduire, de vindecare, de încredere, de nădăjduire. Și este scopul principal în momentul când preotul vine, schimbând percepția total greșită, împământenită și promovată de anumite gândiri ideologice comuniste, că acolo unde e preotul este și moartea sau finalul vieții omului. Vă dați seama că în spital această percepere are nevoie de timp. De la imaginea preotului care vine să anunțe moartea sau e ultima soluție, la imaginea credinței, nădejdii, iubirii lui Dumnezeu,
prin prezența harică a preotului. Deci, considerăm că mai este nevoie de timp până la premenirea acestei schimbări. Vedem că aceste mentalități încă există și sunt inoculate de anumite structuri care se ocupă cu acest lucru. Însă, oamenii care au început să citească și nu sunt lăsați presionați de știri negative sau articole tendențioase, încep să priceapă cu adevărat rolul bisericii în societate și aici rolul preotului de caritate în mijlocul suferinței aproape de cel bolnav și de aparținătorii. Foarte important și acest aspect al să fie aproape de cel care suferă pentru celălalt, pentru aproapele lui. Aici intervenind, bineînțeles, tactul pastoral de a încuraja pe cel descurajat de boala aproapelui său. Putem vorbi de starea căzută psihologică a celui care suferă pentru fratele său, pentru aproapele. Și trebuie încurajat și moment, cum am spus, important, de pocăință, de îndreptare și pentru ceilalți, pentru aproapele celui bolnav, adică pentru aparținători. Și găsim această cerere de spovedanie pentru cei ce se numesc aparținători. Ei nu sunt bolnavi, dar sunt cu cei bolnavi acolo și simt nevoia de a-și mărturisi păcatele și se spovedesc și împlinesc anumite canoane de moment, cum ar fi postul și milostenia, spre ajutorarea celui bolnav. Pentru că cel bolnav nu mai poate să facă binele. De multe ori nu mai poate să mai roage pentru sine. Și atunci cineva trebuie să se roage pentru tine. Și este aproapele. Și atunci el trebuie încurajat ca această rugăciune să se facă foarte demn, cu înțelepciune și cu conștiință. Și preotul de caritate îndrumă familia celui bolnav spre milostenie în numele celui bolnav. Pentru cei săraci, obidiți, văduve, orfani sau pentru alții bolnavi cu stare materială precară. Și dintr-o dată te trezești în spațiul spitalicesc că ai de-a face cu cultivarea tuturor virtuților într-un timp foarte scurt, pentru că receptivitatea oamenilor este, așa cum am spus, foarte mare și disponibilitatea de a face binele și de a se ruga și a posti este puternică și foarte rapidă. Nu mai este tăgadă, nu mai este timp, întrucât să facem binele acum. Acum este nevoie, acum pentru acum. Căci cel care este în suferință așteaptă ajutorul nostru. Părinte, nu este o modalitate mai frumoasă de a ne arăta dragostea unii față de alții decât această rugăciune pe care o rostim unii pentru alții? Cât de frumos este să ne rugăm unii pentru alții și cât de minunată este această dovedire prin fapta iubirii noastre, rugându-ne pentru cei în suferință mai ales. Aș vrea să vă întreb, Părinte, probabil că Sfinția voastră ați auzit această întrebare de cele mai multe ori. Fiind în spital, v-ați întâlnit cu foarte mulți pacienți care, poate până în momentul internării, nici nu știau sau nu au fost niciodată la biserică, poate nu știau că există în spital un preot care slujește acolo lui Dumnezeu și slujește lui Dumnezeu slujind și fiind aproape de cei în suferință. Ei bine, de câte ori vi s-a întâmplat să primiți această întrebare? Părinte, de ce eu? De ce mie? Și care a fost răspunsul? De multe ori am primit această întrebare pentru că omul intră în acea panică de moment, nu înțelege ce îi se întâmplă și strigă, are acel strigăt de disperare până la urmă, într-o primă fază, din păcate pentru unii de furie, așa cum se manifestă diferit. Preotul de caritate are rolul de a-l face pe pacientul internat să conștientizeze că există încercări pedagogice îngăduite de Dumnezeu cu scopul verificării credinței noastre. Și această încercare are două faze. Faza
temporară care pleacă din punctul A, se termină în punctul B și după aceea sunt concluziile și ce ai învățat din viața trăită în spital, din timpul petrecut acolo, ce concluzii ai tras și cea terminală de curățire și sfințire prin Sfintele Taine, prin Sfânta Împărtășanie și, bineînțeles, prin Spovedanie, pentru despărțirea de această lume mare și largă și unirea cu Hristos în Împărăția Cerurilor. Întrucât nu știm dacă este de moment sau finală, ne adresăm cu nădejde în cuvântul de învățătură inițial, pentru că nu putem să vorbim despre sfârșitul vieții, pentru că noi nu știm exact finalitatea rostului în spital, nu putem nici să ne aruncăm în a spune veți fi bine ca într-un optimist din est american și noi știm că nu este bine din cauza gravității bolii și atunci echilibrăm și răspundem la această întrebare îngăduința lui Dumnezeu pedagogică de a vă încerca această formă de credință pe care o aveți, apropierea de El, înțelegerea și asumarea suferinței spre mântuire. Sunteți bolnavi spre mântuire, nu spre pedeapsă. Nu sunteți pedepsit nici de Dumnezeu, nici de oameni, nici de nimeni. Sunteți pentru a vi se încerca credința. Așa că am venit să vă întăresc în credință, să vă spun ce aveți de făcut, vom vorbi și cu familia, îi vom pune și pe ei să facă. Aveți de făcut asta și aici, bineînțeles, în funcție de puterea acelui bolnav de a face ceva, de a se ruga sau a asculta anumite învățături sau a săvârși milostenia prin telefon, de exemplu, a să spună du-te și fă asta pe voința lui. Ei se unesc voințele, voința lui și a aparținătorilor pentru a face binele. Sunt momente în care pacienții conștientizează că a venit clipa în care să facă binele. Și poți face binele și întins pe patul neputinței prin voința ta de a ruga pe cel de lângă tine să se ducă și să facă milostenie. Sau să postească, să ajuneze pentru tine. Sau să postească normal. Iar în alte cazuri, să participe la anumite slujbe, să meargă la mănăstiri și schituri pentru a da rugăciuni, a înainta către preoți și ieromonac, călugări, maici, aceste acatiste, Sfinte Liturghii, pentru a fi pomeniți. Pomenește-mă și pe mine, Părinte, sau pomeniți-mă și pe mine, păcătosul, că sunt bolnav, sunt în neputință. Acest strigăt al bolnavului este cu totul impresionant și ne aduce aminte de toate strigătele din Sfânta Evanghelie și de atitudinea Mântuitorului plină de iubire față de toți oamenii aflați în diverse neputințe, în boli cumplite, cum erau și atunci, cum le găsim și astăzi. Deci, Hristos Domnul este prezent în lucrarea preotului, iar noi vedem pe pacienți, Hristofori, purtători de Hristos, Hristos în mijlocul lor, Hristos încercându-le credința, dar și susținându-le suferința. Ei sunt pe patul acela văzut, dar niște mâini nevăzute ale doctorului, sufletelor și trupurilor noastre, ale Mântuitorului, îi poartă pe toți și nu lasă întreaga suferință să îi apese. Mântuitorul este cel care susține o mare parte din suferințele noastre trupești. De aia și spune și în prorocul Isaia că a purtat rănile noastre. Nu numai rănile cauzate de păcat, ci rănile acestea ale bolilor, ale suferințelor, ale neputințelor, de tot felul. Așadar, Hristos, Domnul și Dumnezeu nostru, este în mijlocul nostru. Părinte, înțelegem din cuvintele Sfinției voastre cât de minunată, dar și plină de provocări este această slujire în spital și înțelegem
faptul că viața și sănătatea, cum spuneam, sunt darul de la Dumnezeu și sigur nimeni nu-și dorește să ajungă în spital, cum a spus și Sfinția voastră, nimeni nu-și dorește să ajungă acolo. Dar sigur, dacă Dumnezeu îngăduie o astfel de modalitate pedagogică de a-L descoperi pe Dumnezeu prin suferință, cu siguranță că lucrul acesta se întâmplă pentru că Dumnezeu vrea mai mult de la noi. Și aș vrea să vă întreb, în slujirea Sfinției voastre, au fost oameni care s-au întors la spital, dar de data aceasta, nu pentru a se interna, ci pentru a participa la Sfânta Liturghie și pentru a-i ajuta pe cei care au rămas în continuare internați acolo. Mi se pare extraordinar de frumoasă această slujire și acest îndemn de a-i ajuta, de a face milostenie față de cei internați. Toate comunitățile formate în jurul preotului de caritate din spitale și în jurul bisericii sau capelei interioare sunt formate din pacienți vindecați, familii, aparținătorii care au trăit aceste momente aici, în spital, în neputință, și care au zis, mă voi apropia de această biserică să mă rog pentru cei aflați în neputința sufletului și a trupului. Fiii duhovnicești, majoritatea ai preotului de caritate, constanți, care participă la proiectele social-filantropice ale bisericii respective, este format în cea mai mare parte din cei care au trăit experiențele internării în spital sau experiențele acestea ale suferinței aproapelui. Sunt oameni care și-au descoperit vocația de a rămâne în rugăciune în continuare ca formă de mulțumire pentru minunile ce s-au săvârșit, pe care le-au văzut sau pe care le-au trăit. Da, există și sunt mulți care știu să mulțumească și care se apropie de Dumnezeu, iar unii se întorc acolo, în spital. Foarte important de menționat aici, ca răspund la întrebarea dumneavoastră, aspectul psihologic al prezenței în biserica de spital, al celor care au fost în spital bolnavi. Și ei spun asta, când intru în spital, îmi aduc aminte de, în momentul când sensul este biserica, slujba Sfânta Liturghie, spovedania, împărtășania, în momentul când treci prin incinta spitalului, imediat te rogi pentru toți bolnavii, la modul general, și apoi împreună cu preotul de caritate participi la rugăciunea care spune pentru conducătorii, medicii, asistenți, ostenitorii și bolnavii acestui spital, pentru cei ce sunt în suferință îndelungată, în operații, în comă, și pentru toți copiii bolnavi de aici și de pretutindeni. Deci, rugăciunea ta particulară, personală, trăită și asumată și că a fost pacient al spitalului, este acum completată de rugăciunea de obște din biserică pentru această rugăciune, la modul general, pentru toți cei aflați în încercări, pentru că în fiecare clipă noi avem rugăciunea pentru cei bolnavi. Nu este cum este războiul, da? Poate să înceapă și poate văzut. Noi ai partea aceasta a bolilor, a existenței, suferinței, este permanentă. Deci rugăciunea noastră trebuie să fie neîncetată. Părinte, din păcate am ajuns la finalul ediției de astăzi emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru cuvintele ziditoare de suflet și ne dăjduim cu ajutorul lui Dumnezeu ca și noi întotdeauna să ne rugăm unii pentru alții când suntem în încercări, să apelăm la preotul de caritate din spital, iar după ce ne-am văzut sănătoși, să mergem acolo și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul vieții și al sănătății, prețuindu-le și căutând în viața noastră să fim mereu alături prin rugăciune de cei aflați în suferință. Vă invităm încă de pe acum la o ediție viitoare și de asemenea vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc și să fie spre folos celor ce ne-au ascultat. Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!